Ne decidem împreună viitorul azi. Azi, la alegerile locale și la cele europarlamentare. De fapt, felul cum vor arăta cartierul, orașul, viața noastră și a copiilor noștri stau în votul de astăzi. E un moment istoric, e și un moment simbolic. E Duminica Orbului. La primele alegeri libere din 1990, tot în Duminica Orbului, au ieșit la urne 86% dintre români. Și acum pare să fie mobilizare foarte mare când ne uităm la cifre și o să o facem împreună. În unele locuri s-a stat la cozi, atenție, 3 ore pe caniculă. În capitală, și o să vedem imediat despre ce vorbim, prezența este însă destul de redusă, adică doar 31,9, aproape 32% dintre alegători au ieșit într-adevăr la urne până în acest moment. În toată țara, în schimb, până la ora 19, s-au prezentat la vot peste 7 milioane de români, adică 41,6% din numărul total de alegători. Hai să fim optimiști, să spunem că se apropie deja de 42%. Vedem și celelalte cifre. Care sunt județele fruntașe? Printre ele, Olt și Giurgiu. O să vedeți că Oltul a depășit deja 50%, apoi Giurgiu și Sălaj și Vâlcea sunt la 49% și un pic, Gorjul este la 48%. Printre codași, în schimb, sunt locuitorii din Galați și locuitorii din Vaslui, adică Brăila este la 39,4%. Dacă ne ducem la coada codașilor, vedem că Vasluiul este undeva la 32,4%. Acum, potrivit Autorității Electorale Permanente, profilul alegătorului este al unui bărbat de 45 de ani și care locuiește la oraș. Iată care este distribuția pe vârstă. Cei mai hotărâți să voteze au fost așadar cei între 45 și 64 de ani, urmați de cei peste 65 de ani. Cel mai puțin interesați sunt cei care votează prima dată și toți cei din apropierea acestei vârste, adică 18-24 de ani, 7%. Mai sunt încă 3 ore, doamnelor și domnilor, până la închiderea urnelor. Observator continuă demersul acestor zile cu îndemnul de ieși la vot. E cel mai important. Alege ce urmează. Sunt gata să contribui la un viitor mai bun. M-am săturat să văd așa multă sărăcie în țara asta. Pentru o țară mai bună și niște vremuri mult mai bune în care să trăim. Cu gândul la viitor și cu speranța într-o țară mai bună au ieșit la vot milioane de români încă de la primele ore ale dimineții. Pentru tineret, în primul rând, și să avem parcuri mai multe, drumuri mai bune. Să nu ne mai păcălească așa pe față, să fie pro-UE, nu contra-UE. Vreau o schimbare totală. Pentru viitorul copilului, de aia să vadă și el cum este. E primul lui vot. Românii decid astăzi cine le conduce localitatea și județul, dar și pe cine trimit la Bruxelles să-i reprezinte la masa marilor puteri europene și au de unde alege. Sunt peste 200.000 de candidați, 10.000 vor să fie primari, iar pentru un post de europarlamentar se bat 14 pe loc. Gen lupta pentru spațiul Schengen, gen lupta pentru egalitatea românilor în statele europene. Să fie oameni care chiar luptă pentru oameni, pentru nevoile lor. E singura opțiune prin care putem să alegem ce se întâmplă mai departe cu țara asta. Puterea stă în mâinile tinerilor la aceste alegeri. Alegătorii cu vârste cuprinse între 18 și 34 de ani sunt cu 250.000 mai mulți decât cei peste 65 de ani. Mă simt mândră și responsabilă să fac o decizie informată și gândită. Sper să, ca peste 4 ani, să fiu mândră de votul meu. Peste 1 milion de tineri sunt la primul vot. Prioritățile lor sunt clare. Un fel de candidat căruia îi pasă de încălzirea climatică, care îi pasă de echitate și justiție socială. Dezvoltare mai mult pe partea de școli, infrastructuri în orașe, transport în comun. Unii au călătorit mii de kilometri pentru un vot. Vor să se poată întoarce acasă și să nu-și mai lase copiii în grija bunicilor. Am luat decizia asta de când eram la Roma. Eu vreau o schimbare pentru tinere. Sunt multe de schimbat. Investitori, în primul rând gaz, canalizare, apă. Marius a venit tocmai din Marea Britanie. Am votat foarte convins și am votat foarte cu multă încredere. În Maramureș, votul e sărbătoare. La urne s-a mers în costum popular. Urnele au fost pe măsura evenimentului atât de mari încât n-au încăput pe ușă, așa că s-a votat pe hol. Locuiesc de 9 ani în Marea Britanie. Azi am venit special pentru vot, să-mi aleg primarul. Îmi doresc o canalizare, îmi doresc un gaz. Mi-aș dori ca votul meu să conteze. Am
venit din Belgia, special. Turiștii care petrec weekendul pe litoral au luat o pauză de la distracție pentru lucruri mai serioase. Au venit direct în șlapi ca să voteze. Ne face datorie să votăm, să avem un viitor mai bun pentru copiii în primul rând. Am fost neapărat să votez, mi-a părut rău că nu am putut vota pentru locale, dar măcar pentru europarlamentare. În 134 de comune și orașe din țară, alegerea primarului e o simplă formalitate. Oamenii au pe buletinul de vot un singur candidat. La fel se întâmplă și în comuna Bătrâna din Hunedoara. E un singur edil și sunt 90 de locuitori. O speranță să se termine drumul ăsta să se facă și dacă s-ar putea să facă ăla de la capătul drumului până în râu. Farmacie nu a fost niciodată și nu mă gândesc că nu o să fie. Alegerile sunt importante la orice vârstă. Nea Gică are 102 ani și a pus hainele de duminică și a plecat la secția de votare. Domnul Baciu, 102 ani? Da. Împliniți? Împliniți. Am plecat pe 3. Ați plecat pe 3? Da. Mai știți pe cine să votați? Mai știți ce votați? Eu mă pricep la toate. Ce sperați să se schimbe sau să pentru se întâmple? Să se facă treburi bune în țară. În multe locuri din țară s-au format cozi, iar oamenii au așteptat 2-3 ore în caniculă să voteze. Comasarea alegerilor a făcut ca timpul petrecut în secția de votare să fie mai lung pentru fiecare alegător. Oamenii au primit 5 buletine de vot. Sunt oameni în căldură, în soare, are lumea probleme cu tensiunea. Una singură cred că e prea puțin. Asta e singura problemă. Eu poate cred că am auzit că a fost coada și mai lungă. Spiritele s-au încins atât de tare încât bătaia s-a mutat de pe liste și în secții. Pentru a încuraja pe oameni să iasă la vot, un lanț de librării a dat cărți cadou celor care au votat, iar o rețea de cafenele a oferit băuturi gratis. S-au format cozi mai mari decât la urne. Secțiile de vot se închid în această seară la ora 22. Dacă sunt cozi, programul se prelungește până la miezul nopții. Și eu am votat, ca tine și ca milioane de români care au puterea să-și aleagă viitorul și direcția spre care se îndreaptă. Pentru că e important să nu mai tânjim după o țară ca afară, ci să ne bucurăm de una aici în România. Este important să înțelegem că n-am decis doar viitorul României, ci viitorul Europei. Acum noi am ales ce contează, în scurtă vreme vom vedea ce urmează. Afli oriunde ai fi, în timp real, observator. Noi ne vedem la ora 19 live pe Antena 1 și Antena Play.